Antalya rămâne în preferințele românilor atunci când vine vorba de vacanțe. Resorturile luxoase, peisajele superbe, dar și serviciile de înaltă calitate atrag anual sute de mii de turiști în această zonă a Turciei. Agențiile de turism au și pentru acest an oferte avantajoase pentru românii care aleg să-și petreacă vacanța în Antalya. Antalya este una dintre cele mai cerute destinații de vacanță de către români. Aceștia sunt atrași de ospitalitatea turcească, plajele superbe, excursiile tematice și de posibilitățile de cazare în resorturi de lux la prețuri accesibile. Destinația Turciei este o destinație extrem de sigură. În momentul de față sunt turiști peste tot pe coasta Antaliei. Bineînțeles, pentru turiștii români și nu numai, și alte naționalități care ajung în Antalya, există o gamă foarte variată de excursii opționale la care pot participa. Pentru turiștii mai activi care nu vor să stea doar în cadrul hotelului, hoteluri care oferă un sistem de all-inclusiv și ultra-all-inclusiv foarte bine pus la punct. Mii de români și-au rezervat și în acest an o vacanță în Antalya. Prețul unui sejur într-un resort de lux este extrem de accesibil la început de sezon, iar operatorii de turism promit pachete ofertante și pentru săptămânile următoare. Am lansat niște prețuri, gen 270 de euro pe persoană, cu totul inclus, adică bilet de avion, asigurare medicală și stornul, foarte important, hotelul cu conceptul aferent all-inclusiv sau ultra-all-inclusiv și, bineînțeles, asistență locală, vorbitor de limba română. Este valabilă pentru primele două plecări, după care, bineînțeles, vom scoate și alte oferte pentru fiecare plecare de vineri pe care noi o avem din Cluj. În fiecare vineri există un avion de la această companie care merge înspre Antalya. Iar gradul de ocupare este foarte ridicat, aproximativ 90% până în momentul de față, și cu siguranță va fi de 100% pentru că mai este timp de vânzare. Dacă ajungeți în Turcia, trebuie să încercați preparatele tradiționale, serviciile de spa și masaj, hamam și excursiile la diverse obiective turistice în zonă.